astăzi o să distrugem stereotipuri, o să străbatem hotarele imaginației, astăzi o să ne chice celiustea decât un tuneric în capul unor oameni care se cred jurnaliști de pixul. Am vrut să arunc cu pixul, că mă enervez. Diana, sincer, mi-a fost dor de tine. Ai cuvântul. Un funcționar public deseori este asociat cu o persoană sobră care stă în birou și semnează acte. Rare ori apare imaginea unui om sensibilizat de lucrurile din jur. Un jurnalist este adesea asociat cu un jurnalist. Rare ori apare imaginea unei brâzgălce care postează selfie-uri pline de mesaj social profund. Iată aici Diana Îngerul, un costum de demon, ca și cum simbolizând eterna luptă dintre partea noastră întunicată și partea noastră luminoasă. Iată aici Diana și sablea, ai mă doare, simbolizând lupta cu nedreptatea, dezinformarea și minciuna de la televizor. Iar aici Diana și înțelepciunea, când tare vrei la mare, alungită pe un șezlong. Iar tu te afli la muncă, doar imaginația te poate salva și blițul telefonului pe post de soare. Smiley, paranteză, paranteză, smiley. Hot de dulce! Dulce, dulce până la sânge! Dar să revenim, cine oare este acel funcționar? Cine este simbolul progresului birocratic? Nu este și cazul președintelui raionului Creulen, Veaceslav Burlac, care transformă în versuri tot ceea ce vede și simte. Ochi drăguț! Veaceslav Burlac, democratul care acum un an a devenit președintele raionului Creulen? În prezent, Veaceslav Burlac deține și funcția de președinte a organizației teritoriale a Partidului Democrat din Moldova. Asta el transformă în versuri tot ceea ce vede și simte? Dar cine altcineva dacă talentul lui nesăbuit? Să vedem de pe timpurile în care scrie pe blog, pe Vox Publica, evident. Vlad Plahotniuc, președintele Partidului Democrat, le vine de hac celor cu legături și blaturi în justiție și politic. În primul rând, ce-o zavers? Nici tu rimă, nici tu figură de stil. În a doilea rând, cum adică Vlad Plahotniuc le vine de hac a celor cu legături în justiție și politic? El singur lui își vine de hac? Masochism, el! A, nu-i pe asta. Hai totuși să vedem odată cu ce ocazie noi am ajuns în sfânta zi de săptămână cum e azi, să grăim despre asemenea organisme monocelulare precum Veaceslav Burlac. Ieri acesta a lansat un volum de versuri, titlul Două infinituri. Uie, băi, cât simbol și câtă taină! Două infinituri, da? Două infinituri, asta ce? Asta câte miliarde s-au furat din sistemul bancar al Republicii Moldova? Nu! Două infinituri, asta răspunsul la întrebarea câte adjumănii faci Chuck Norris fără oprire? În casa de pe ulița vecină stă singură în casă o bătrână. Ce bradu împodobește an de an și așteaptă ca să vină vreun golan, ca să-i deschidă ușa și să strige. Bunico, vin afară, că iar ninge. Veaceslav Burlac spune că... Stai, deși tăiați vorba din gură, și cu montajul ăsta. Eu tot ce am înțeles din poezie că o bătrânic stă în casă în timp ce afară ninge și așteaptă să fie chemată de un golan afară în timp ce afară ninge. Stai, femeie dragă, în casă, afară ninge. Asta în primul rând, în a doilea rând, deși ar trebui unui tânăr să cheme o bătrână pe timp din soare afară. Păpușca! Picu, mitica! Picu, manică! Eu mă tic ne-am dat seama. Eu am o variantă mai bună a versurilor și poate să înțelegeți și voi. În casa de pe uliță vecină stă singurică o bătrână și în loc să aibă o pensie decentă și un sistem social de care îți beneficiezi la bătrâneță, la poartă i-a venit un master sport și i-a dus lemne și culioase cu simbolica clubului sportiv pe care îl conduce. Zaiebiți poezie! Veaceslav Burlac spune că aceste versuri reflectă realitatea din Moldova, cu bune și rele. Aceeași linie de subiect o regăsim aproape în toate cele 88 de poezii din cartea sa. Sunt mici istorioare. Istorioare, de exemplu, cum mi-am adus aminte rebunelul meu, cum la mijloc de noapte se scula și bătea plămădeala. Este o poezie mai degrabă tristă, dar în același timp e cu final pozitiv, e cu final de speranță. Și vă rupi pe voi! Bunelul bătea noaptea plămădeala este o poezie tristă, dar cu final de speranță. Și cu montajul ăsta, din cauza montajului, persoana pe care voi ar trebui să o laudați, să o puneți în lumină bună, apare ca un bâlbâit, parcă eu după 6 pahari de trimit vedea pe Mal de Nistru. Нормально все? А? Нормально, говорю, все. Ei, și dacă noi am căscat gura cu uimire și poate chiar bucurie la această noutate, ia să vedem cum au reacționat colegii de birou ai domnului Veaceslav Burlac. Angajații Consiliului Raional nici nu bănuiau despre talentul președintelui de raion. Pentru mine deci a fost o surpriză, dar cred că o surpriză plăcută, pentru că pe lângă agenda încărcată pe care o are zi de zi,
să faci poezii nu este atât de ușor. Da, Vecislav Burlac are o agendă încărcată. Nu, nu, el nu e ocupat cu elaborarea proiectelor, a strategiilor, a politicilor publice. Na, lui tata asta, afară e anul 2018 și 2018 an electoral. Unica politică publică națională, de facto, este să creștem ratingul PD-ului. Andrei, ce vorbești prostii? Tu îi inventezi sau ai probe? Probe? De unde? Eu știu. Procuror, eu găsesc în stele și aștept să câștig iPhone 5 dacă dau share pe Facebook la o poză cu ouă vopsite. De aia ca Jurnal TV cumva o dat de o înregistrare video de la o ședință cu membrii PD din Criule. Ca și cum înregistrare din luna februarie acestui an. Dacă acesta e greu să dai 100% crezare unei înregistrări audio, e foarte ușor să montezi, speculezi, amăgești. Dar dacă pe bunii acolo s-a spus ce ești să aude, apoi asta încă o dată vine să confirme faptul că în Moldova deja e mai bine. E o lungă iunie sfatic. Și vă spun, a să facă cicare și a să mergem după cum se implic primăria în viața politică a partidului. Așa și a să mergem. În luna iunie o să se facă rectificarea bugetului și a să mergem după cum se implică primăria în viața politică a partidului. Dacă e să credem celor spuse, președintele raionului Criuleni, pederâsul Vecislav Burlac, împarte banii publici după criterii politice. Animaiești? Acolo undeva la Chișinău nou ne spune că e egalitate? Declar cu toată responsabilitatea că noi vom face drumuri în fiecare sat, indiferent de culoarea politică a primarului din localitate. Însă la Criuleni lucrurile stau cu totul altfel, iar motivația din spatele acestei inegalități este, știți care? Paica. Da, dar vă spun un lucru, dacă noi dăm rezultat în tot la în noiembrie, să tai paica. Să tai paica, vă spun sincer. Și atunci precis ar să vei după aia, aș iei cine primul, aș vină și aș iei căușul pe sau cel. Dar ce e aia paica, Andrei? Mă întreabă mulți fani din județul Teleorman. Paica în limba rusă înseamnă sudură, operația de sudare, lipiri, unire, închegare. Și dacă rezultatul acestei operații se taie, dacă paica se taie, dacă obiectele lipite se dezlipesc, apoi jale mare. Nu, nu pentru tine, nu pentru mine, jale mare pentru PD. Și ai crezut că administrația publică locală e făcută ca să faciliteze dialogul dintre cetățean și putere? Vă respect pe toți, vă iubesc pe toți. APL-urile nu sunt decât încă un satelit de partid în Moldova. Asta era pe timpul comuniștilor, asta era pe timpul felat și asta e pe timpul Plahă. Președinții de raion, primarii zboară acolo unde e călduț și dau lăptic. Partea bună acestei înregistrări audio este că am aflat și niște detalii curioase din lumea celui care nu cuvântă. Am aflat că există acaz în viața domnului filantrop și zile mai triste. Ascultați cum povestește despre asta discipulul Burlac. Marța muia, la ce nu ieșit în fața prin camerul de la vite din cauza că s-a făcut roșu la un moment dat și nu știu cât de acolo să iasă, cum să iasă. Dacă înainte, la ceilalți ședințe, eu și așteptam pe mâna să zic ceva, două cuvinte, am ieșit ca rachetă din sala și ei. Roșu la față? Interesant! Cum așa, adică el arde într-un loc, dar e roșu la față? Interesant! Ah. Dar poate fața lui și este acel loc, a? Of, nu știu, să vă las pe voi să răspundeți mai jos în comentarii. Și dacă încă nu v-ați convins de geniul poetic al domnului Vecislav Burlac, foarte bine, pentru că el deloc nu e genial. Chiar el vine să ne spună asta, el recunoaște că el e fix ca și noi. Funcționarul spune că inspirația îi poate veni pe neașteptate, fie că este în avion, la volanul mașinii sau la birou. Cetățenii de rând percep conducătorii de instituții, de raioane, miniștri, deputații, percep ca ceva diferit de ei. Și eu, prin acest lansare de volum de poezie, vreau să le spun la cei care o să mă citească și la cei care o să mă audă că sunt exact ca dânsii. Eu nu vreau să cred că asta e adevărat, dar într-un fel îi dau dreptate. Îngrijorarea asta așa are locul. Cu plaha roșu la față sau roșu în altă parte a corpului, bacteria e tot aceeași. E pur și simplu are nevoie de hrană. Și noi această hrană i-o dăm. Noi când mergem la alegeri, votăm hrană pentru bacterii gen Burlac. Aici nu dictatorul e problema, dar paraziți precum Burlac, care bagă instituțiile pe care le conduc și pun interesul de partid și personal mai presus de tot. Asemenea, oamenii în primul rând trebuie zgoniți, strochiți cu chipitoc,
ca să nu lasă infecția să intre în casele noastre. Dar asemenea oameni sunt mulți, cum poți să lupți cu mulți? Mai ales când mulți asemenea oameni au multe neamuri, mulți nănași, prieteni, cumătri. Și mai ales dacă ești din același sat. N-a să-i zici direct în fața unui om, tăci crezi despre dânsul, a? Așa e? Dragii mei, cred că deja v-ați dat seama, repejor folosim în comentarii și în comunicarea online hashtagul se taie paica. Și cât încât nu e luna noiembrie afară, trimitem acest video la prieteni și hai să grăbim încet, dar sigur, acest proces de tăiere a paișii. Ca nu cumva să ne trezim că într-o bună zi limba unui funcționar public o să fie sudată, a să fie păită la o parte roșie a corpului unui businessman din strada bulgară. Orice asemănare este pur întâmplătoare. Vă mulțumesc pentru atenție, puraș, vă îndemn să aruncați câte un like, un share, niciodată nu strică, să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsați pe clopoțel acolo ca să primiți notificări și dacă vă place ceea ce fac și cumva ați vrea să continui, puteți să mă susțineți pe patreon.com/fedot sau direct pe PayPal. Mulțumesc patronilor veterani care sunt cu mine încă de când era Timofti președinte și mulțumesc celor care au venit patroni acum recent luna martie. Hai să dau și niște nume. Irina Osoianu, Sergiu Mihaiescu, Victor Bivol, Iaroș sau Iaros, Victor C, Veceslav Midoni, Viorel Băcioi, Ruslan Isac și Eugeniu Secri. Sper că nu am scăpat pe nimeni și v-am citit numele corect. Mă închin în fața voastră, vă mulțumesc pentru atenție. A, și un detaliu tare important, pentru mine mai mult important și pentru PD. La sfârșit de luna mai, ca în ultimul weekend din luna mai, la Montreal, a să fac ultimul spectacol de stand-up din serie Deja e mai bine, așa că urmăriți pagina Lumina pentru mai multe detalii. Pupicei!